Deficit mare la fondul de pensii. Asta a dezvăluit Ludovic Orban, noul premier prezent joi la Ministerul Muncii. În loc de excedent la fondul de pensii, așa cum a prezentat guvernul PSD la legea bugetului de 2,4 miliarde de lei, azi avem un deficit la fondul de pensii. E un deficit de peste 2 miliarde de lei. În aceste condiții crește valoarea sumelor care trebuie transferate de la bugetul de stat la pensii pentru a echilibra bugetul de pensii. Indexarea punctului de pensie cu 40% din septembrie anul viitor este pusă însă sub semnul întrebării. Depinde de creșterea economică și de valoarea colectării de către ANAF. În condițiile unei creșteri economice solide există această posibilitate de creștere a punctului de pensii. Acum se face studiu de impact pentru diferite scenarii. În elaborarea legii bugetului noi trebuie să prevedem creșterea pensiilor de la 1 septembrie. Vom vedea atunci cum reglăm toate celelalte categorii de cheltuieli. Colectam 27% din PIB. Ne propunem să ajungem măcar la 30%. Trebuie să ataci evaziunea fiscală acolo unde există. Nu să te iei de mici magazine, moteluri, pensiuni. Să ataci evaziunea unde există și e foarte mare. Orban a dat însă asigurări că plata pensiilor și salariilor în guvernarea PNL este garantată.